Din iarnă, domeniul schiabil din Bușteni se va îmbogăți cu o nouă părtie. Cu o lungime de 1100 de metri, o lățime de 50 de metri și o înclinare de 27%, Calinderul 2 este recomandată schiorilor avansați, dar și practicanților de snowboard. Noua părtie face parte din proiectul Dezvoltarea domeniului schiabil Calinderul, început în anul 2009. Este acest părtier Calinderul 2, care are și instalații de zăpadă artificială, și noi presupunem că la sfârșitul lunii septembrie vom fi în situația de a o inierba, în așa fel încât intrăm în iarnă cu a doua părtie. Lucrările la Calinderul 2 costă 600.000 de lei și sunt executate din fonduri de la Ministerul Dezvoltării și cofinanțare din bugetul local. Stațiunea Bușteni are în proiect dezvoltarea domeniului schiabil în Munții Baiului. În perspectiva Festivalului Olimpic al Tineretului din 2013, aici va fi amenajată o părtie de ski fond.